România va avea de înfruntat o iarnă grea. Avertismentul a venit chiar de la premierul Nicolae Ciucă, cel care a vorbit de asemenea și despre posibilitatea să-i premieze pe românii care fac economie la energie. Tot șeful guvernului a recunoscut însă că nu are deocamdată o soluție în acest sens. De partea cealaltă, partenerul de coaliție, domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD, s-a exprimat categoric împotriva propunerii Uniunii Europene de limitare a consumului de energie la orele de vârf. Domnule Stroia, aparent se vorbește pe două limbi diferite, sau cam asta vedem noi la televizor, se vorbește pe două limbi diferite în coaliția de guvernare. S-a ajuns la vreo concluzie în acest sens? Vedem, una spune premierul, alta spune șeful Partidului Social Democrat, domnul Marcel Ciolacu. Mai mult decât ce se spune, este important ce se face. Și lucrul cert pe care îl face Partidul Național Liberal este guvernarea responsabilă, tocmai pentru a depăși acest moment de maximă dificultate economică. Contextul actual este unul extrem de complicat. Nimănui în Europa nu este ușor să ia măsuri, să vorbească, cum a spus și dumneavoastră, despre economisire, să se lupte cu inflația, să genereze suficiente venituri la bugetul de stat, astfel încât să compenseze anumite prețuri din zona energiei, pentru că e o măsură care țele să împrumute întreaga Europa. Și, din păcate, spun, există și voci care încearcă să folosească tot acest context în interes politic și, aș spune, electoral. Voci de la PSD? N-aș vrea să mă refer la anumite voci. În general, nouă liberalilor ne place critica. N-am cenzurat niciun membru PNL n-a se exprima în legătură cu anumite lucruri pe care le consideră potrivite sau nepotrivite din actul guvernării. Dar, mai mult decât critică, eu știu, sau propuneri constructive altele decât cele pe care se construiește în acest moment programul de guvernare, sunt binevenite. Dar ce nu facem noi liberali este cu siguranță să nu folosim acest context în scop electoral. Adică responsabilitatea și seriozitatea noastră se traduce într-o cumpătare când vorbim apropo de majorarea pensiilor cu 30% propusă în spațiul public sau de mărirea salariului minim pe economie la 3.000 de lei. Lucruri care în aparență sunt extrem de generoase, dar care sunt extrem de greu de realizat în condițiile în care Ministerul de Finanțe îți dă măsura bugetului pe care l-ai alocat. Nu întâmplător, întreaga Europa vorbește de măsuri de genul acestora, care s-ar putea, pe de-o parte, să nu fie în directă relație cu așteptările oamenilor și nu cred că există guvernare care să nu-și dorească mărirea salariilor sau a pensiilor, da? Și, bineînțeles, posibilitățile reale pe care le ai. E, în contextul ăsta extrem de dificil, dacă mai ieși decizii greșite, cu siguranță te afunzi în criză. Îți va fi mult mai greu să duci țara în condițiile în care a asumat această guvernare prin această perioadă extrem de dificilă. De asta spunem noi liberalii, și premierul s-a exprimat foarte bine, mă bucur că ați început cu acest lucru, chiar dacă surprinzător sau în aparență întrebarea s-ar fi putut să mă pună în dificultate, da? Premierul vorbește tot timpul de seriozitate, de responsabilitate, de cumpătare. De aici toate ideile, apropo, care pentru unii s-ar putea să pară ne la locul lor, apropo de așteptările publice, și o altă, să spunem, licitație de oferte extrem de generoasă, din păcate, doar promisiuni. Până la urmă, ce încălzește pe români? Promisiunile care se fac la televizor, ofertele astea politicianiste sau ce se întâmplă în termeni reali? Tocmai asta voiam să vă întreb, la ce să se aștepte românii. Vedem la televizor, repet, domnul Nicolae Ciucă vine și spune... Continuând ideea premierului cu această iarnă extrem de dificilă, românii ar trebui să se aștepte la ușoare, aș spune, creșterea prețurilor. Aceste lucruri sunt generate de inflație. Acest fenomen inflaționist are cauze multiple. Două dintre ele sunt, pe de-o parte, legate de dificultățile economice generate de acest nenorocit de război care îl avem la granițe, iar cel de-al doilea de această instabilitate a prețurilor din zona energiei. Uitați-vă, Germania a atins cel mai mare prag al inflației din Europa. Turcia a ajuns la 80%.
Nu dau aceste exemple ca să ajut cumva guvernul și a spune că noi românii suntem doar la 15%, Moldova are 30%. Dar dau aceste exemple tocmai pentru a se înțelege acest context extrem de dificil în care evoluăm. Și ceea ce facem în momentul de față este cât se poate de clar și limpede. BNR-ul a confirmat că, de exemplu, măsura adoptată în cazul diminuării prețurilor și plafonării și compensării în zona energiei a făcut să avem o inflație mai mică decât în alte state care n-au adoptat această măsură. Altă propunere, investițiile, banii care sunt injectați direct în economie, nu în alte lucruri care țin de veniturile populației, îți generează o anumită dinamică economică care țin economia în viață. Avem cea mai mare sau a doua mare creștere economică din Europa, lucru confirmat de altfel și de statisticile europene.